Cele mai mărunte acțiuni sau gesturi îți arată cărui Dumnezeu slujești. Chiar dacă ești un om creștin sau cu numele creștin, Biblia spune în felul următor. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci, gândește bine felul tău de vorbire care este, acțiunile tale care sunt și atunci îți vei da seama cărui Dumnezeu slujești.